Din cauza concediilor de odihnă și-au pierdut funcțiile. Vorbim de directorii unităților de învățământ din județul Gorj, care au pus mai presus concediul decât școala, pentru că nu au stat la școală să pregătească unitățile de învățământ pentru începerea anului școlar. Aceștia au fost schimbați din funcții. Aceasta este explicația inspectorului școlar adjunct Ion Ișpan. La inspectoratul școlar s-au primit foarte multe cereri de concediu din partea directorilor instituțiilor de învățământ din Gorj. Aceștia au lăsat în locul lor mai multe persoane care să se ocupe de bunul mers al lucrurilor, însă Ion Ișfan a considerat că în felul acesta școlile nu vor fi pregătite să primească în toamnă elevii. Încă din momentul în care am văzut avalanșa de cereri venite dinspre directorii de școli generale și de licee din Gorj, directori numiți până la sfârșitul anului școlar, deci cu delegație, nu directori cu concurs, am luat decizia ca pe perioada în care dânșii solicită concediu de odihnă să numim alte persoane care rămân în localitate și se ocupă de reparațiile curente, igienizare. Mandatele noilor numiți expiră la sfârșitul lunii august, iar atunci Ion Ișfan va decide dacă aceștia vor rămâne în continuare la conducerea unităților de învățământ sau dacă vor reveni foștii directori. Cei care confirmă și cei care au rezultate și pregătesc școlile pentru începerea anului școlar și îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru a ocupa aceste funcții vor rămâne în continuare. Cei care nu confirmă vor fi înlocuiți. Cu foștii. Acum vedem cu cine vor fi înlocuiți, nu știu dacă cu foștii sau cu alții. Vom discuta și la nivelul Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar vom hotărâ în cunoștință de cauză. La numirea directorilor, Ion Ișfan a luat în calcul și relația pe care aceștia o au cu administrația locală.